La începutul acestei săptămâni, creștinii ortodoxi au intrat în postul Paștelui, iar credincioșii trebuie să respecte mai multe reguli pentru a fi împăcați cu ei înșiși. Cel mai lung post de peste an, dar și cel mai greu de ținut din punct de vedere al restricțiilor alimentare. Se spune că postul este mama sănătății, un izvor de bucurie pentru trup și suflet. Pentru a fi cu adevărat benefic, postul alimentar trebuie neapărat să fie însoțit de postul sufletului. Postul este o perioadă de curățire a sufletului și trupului, în care ne abținem de la mâncărurile de origine animală sau de dulce, cum sunt ele denumite popular. De asemenea, primăvara ne pune la dispoziție o bogăție de legume și fructe verdețuri, alimente sănătoase pe care le putem utiliza în perioada de post, surse de proteină vegetală, aminoacizi esențiali, grăsim sănătoase, glucide cu eliberare lentă, vitamine, minerale, antioxidanți, toate asigurându-ne o alimentare diversificată și echilibrată. Postul care pregătește pe creștin de învierea Domnului nostru Isus Hristos este cel mai cel mai aspru, să spun așa, din punct de vedere al al rigorii din anul liturgic. E un post de 40 de zile și are ca temei postirea de 40 de zile a Mântuitorului nostru Isus Hristos de după botez, după botezarea în apele Iordanului, a postit 40 de zile în pustia carantaniei și după care a început activitatea de propovăduire. Deci postul pentru creștinul ortodox este o perioadă de pregătire sufletească și debutează acest post al Paștelui cu lăsatul secului, cum se spune în popor, lăsatul secului este de foarte puțin înțeles, etimologic cuvântul provine din seculum, din latinescul seculum, lăsatul secului de fapt reprezintă lăsatul lumii. Creștinul se întoarce, dacă vreți, de la cele ale lumii spre interior. Eu, postul este un drum inițiatic, e o experiență personală, un act de credință și trebuie să aibă ca finalitate binele. Dragostea, face binele, a înțelege menirea ta. E o perioadă în care ne punem întrebările majore, cine suntem, ai fiei lui Dumnezeu, ce dorim să facem cu viața noastră. Adică postul în sine este nu doar o cură de slăbire, nu este un act care are doar dimensiunea aceasta a lipsirii de mâncare. Scopul este a subția trupul și a da sufletului posibilitatea de a se elibera, dacă vreți, din, din legăturile acestea ale imediatului, ale vieții de zi cu zi. Încă o dată spun, postul este o experiență personală, nu este văzut ca o obligativitate. Post, a posti se face... Cu discernământ după puterea fiecăruia, după starea de sănătate, după vârsta fiecăruia. Rigorile sunt stabilite ca norme generale, dar ele totdeauna trebuie urmate sub sfatul preotului duhovnic, cel care însoțește pe creștin în acest demers, și are ca scop binele, adică a pregăti creștinul pentru sărbătorirea învierii lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, om adevărat și Dumnezeu adevărat, se jertfește pentru oameni și este dragostea milostivă care se jertfește și a înțelege lucrul acesta, jertfa, necesită o proprie jertfire. Jertfim astfel cele pe care ne îndulcesc viața. Și le înțelegem pe cele materiale, însemnând mâncarea, mâncarea de dulce, lapte, brânză, o carne, peștele. Și atunci, subținând mâncarea, împuținându-o și cantitativ, dar și caloric, oferim sufletului posibilitatea să sporească în rugăciune, într-o într introspecție în rugăciune, care să-l facă pe om, ajungând spre finalul postirii, să se mărturisească la preoță și curețe haina sufletului, haina botezului și în felul acesta cu haina curățată, cu sufletul curățat de, de neputințele patimilor și ale răutăților de zi cu zi, să putem nădăjdui în, în bucuria învierii Domnului nostru Isus Hristos. De fapt, alergarea aceasta a postirii, de 40 de zile, trebuie neapărat să fie încununată ca orice alergare sportivă, să se desfășoare după regulile jocului și să aibă finalitatea în, a, a fi în, cum să spun, dobândirii unei premiu. Premiul cel mare este a dobândi bucuria învierii, a dobândi a, Sfânta Împărtășanie și de a fi parte la această bucurie a, a întregii biserici. Acesta este postul, este o cale de, de a fi părtaș în trupul bisericii la o stare de sănătate. Postul face parte din firescul vieții noastre. Toți cei care au voință și putere să urmeze cu strictețe regulile postului mare, știu și că pe lângă liniștea sufletească și eliberarea de gândurile și problemele ce au pus stăpânire pe minte, postul face adevărate minuni și pentru sănătatea organismului.